Îmi place să cred, doamnelor și domnilor, că Vâlcea este binecuvântată din mai multe puncte de vedere. Dar și pentru că aici, poate neștiută suficient, eu o spun de fiecare dată și credeți-mă că am dreptate, există cercetare de top, cercetare foarte importantă la Institutul Național de Criogenie, la ICSI, cum este cunoscut, sau fosta uzina G. Cum stă cercetarea în anul 2018? Care sunt perspectivele? Către ce se îndreaptă preocupările cercetătorilor de aici? Vom afla din dialogul pe care îl avem și ne face o deosebită plăcere cu profesorul universitar dr. Ioan Ștefănescu. Bine v-am regăsit în anul 2018! Vă mulțumesc de prezență și sper să lămurim cât de cât publicul în ceea ce privește perspectivele, așa cum a spus, avem cercetări științifice pe 2018 și, mă rog, în continuare, cu perspective, da. Suntem pe 2020, trebuie să ne gândim cel puțin până în 2020. Exact, adică nu putem să privim doar la vârful pantofului, da, în privința cercetării. Dar, din păcate, trebuie să vă spun că, mă rog, schimbările astea de pe top din rândul ministrilor au bulversat ținuta științifică a României, în sensul că au început să se facă așa părți din un program care trebuia să fie unitar și ca atare s-a țintuit doar un nivel de orizont decembrie 2018, ceea ce dăunează foarte mult numeranului sau pasiunii de cercetare, pentru că nu poți să realizezi un obiectiv îndrăzneț, eu vorbesc de știința modernă, de știința care toată lumea vrea ca să o aibă în casă, nu neapărat de premiul Nobel, departe de așa ceva, dar totuși să fii într-un top al cercetării, așa cum pretind că suntem într-o bună parte. Acum să sperăm că există o stabilitate în noua linie politică, că din păcate trebuie să vorbim de politic, da, nu da. De altceva. N-avem încotro, pentru n-avem că încotro. Asta este depindem de clară linia pe care au dat-o, dar să răzbatem și să creăm niște proiecte ambicioase și care să genereze la rândul lor o corecție a planurilor anuale ale cercetării, în așa fel cât măcar să avem 2019-2020 împreună, ca să putem să facem și noul program al Uniunii Europene, care el se face pe 5 ani. Sigur. Deci nu există rupturi, nu există suișuri, cobărâșuri, indiferent, mai schimba garnitura, ok, dar linia ferată e tot aia. Da, stabilim niște programe care, indiferent ce echipă vine, le ducem mai departe. Sigur că da. Mai ales când e vorba despre cercetare, unde nu are loc niciun orgoliu și nicio imixtiune politică, sau așa ar trebui. Așa ar trebui, acum, sigur că da, nu s-a mers că nimeni în ceea ce facem noi e pe plan intern. Doar că aceste mici derapașe se fac simțite. Deci suntem acum aproape la jumătatea lunii februarie. Noi încă nu avem niciun proiect semnat pe 2018. Deci vă spuneam la început că eu trebuie să termin toată cercetarea pe 15 decembrie 2018. Și încă nu s-a semnat. Și când am început-o, da? Deci, cum să mai scrii lucrări, cum să mai publici, cum să mai faci niște cereri de brevete? Azi, mâine, trebuie să particip la târgurile internaționale, stai și te uiți să vezi ce bani poți să-ți îngropești un mic stand experimental, să faci o cercetare cât de cât să o fundamentezi, că n-ai făcut o prostioară. Exact. Și să arăți lumii că existi în domeniu. Că sigur, în lumea științifică în care și de cercetare în domeniul dumneavoastră vă cunoașteți, faceți parte din numeroase organisme pe domeniul internațional de mare valoare, dar existi când ești acolo unde este topul cercetării, la târgurile internaționale, când te prezinți cu ce ai
adus mai bun în... Și nu poți, tu trebuie să mergi tot timpul înainte. Deci nu poate să stai așa pe loc, să-ți iei elan, dar în momentul când ai pornit, trebuie să recuperezi tot ce ai avut pe linia dreaptă. Ori acum mă întreb și eu, oamenii ăștia sunt loviți acum, ba de taxe și impozite, ba de tot felul de modificări. Fiscale, da. Înțeleg că și cercetătorii sunt afiși. Trece printr-un fluturaș, el vede că ceva nu e în regulă. Ce se explice? Noi ce se explice? Adică ce că așa a vrut... Asta e. Da, experimente. Experimente. Nu științifice și nu cu cercetare la bază, din păcate. Au tot felul de idei că doctoratul în urma ei l-a tarifat, că le-ai la salariul minim pe economie. Păi, nu știu cine a fost în stare să născocească asemenea chestiuni, că sunt meschine. Meschine. Nu înțeleg că câștigă că statul. Câți doctori sunt în țară? Hai să zic, 100.000. Ce câștigi tu la 100.000 câteva sute de lei? Nici nu este, dar e bulversat pe toată lumea. Da, și taie lanul celor care vor cu adevărat să-și fundamenteze pe cercetare și pe studiu un doctorat, care... Nu știu că da, avem noi, mă rog, tot felul de povești cu doctoratul, cu luatul doctoratului. Mă rog, dai puțin că nu e chiar așa, adică, mă rog. Și mai ales în domeniul dumneavoastră, nu are loc așa ceva. Domeniul de top, da, bineînțeles, adică asta e așa, că vrei neapărat să găsești câte ceva, găsești. Dar nu este esențial și nu este reprezentativ, împotrivă, adică se vede imediat superioritatea unui doctor în științe vis-a-vis de un coleg care a rămas cu masterat. E clară diferență de abordare, de ținută, de prezentare. Deci, pentru că s-a lucrat cu totul altfel și s-a adâncit cunoașterea în domeniu. Dar cum se simte imediat și de aia și cerința tuturor instituturilor nu trebuie să ne ceară cineva. Adică este clar, efectiv, n-ai cum să lucrezi fără doctor și care mai și studieze și un postdoctorat și experiență similară prin domenii și prin laboratoare cu care căutăm să intrăm tot mai mult în legătură. Dacă nu ai o stabilitate, niciodată de acolo nu prea vine la tine. Da, e o perioadă în care cei puternici rezistă și vă numărați printre cei puternici, dar cred că nu este ușor. Preocupările institutului sunt unele foarte importante. Noi am vorbit deseori despre hidrogen, despre laboratoarele create prin programe, despre pilele de combustie, despre stocarea energiei. Deci probleme care preocupă lumea contemporană și despre care, când vorbeam noi despre mașina cu autonomie și cu combustibilul pe bază de hidrogen, cred că în spațiul public se vorbea puțin, acum se vorbește mult. Adică erați în prima linie a unor așa preocupări. Așa e și sunt acum că de vorbit e foarte ușor să vorbești. Așa promite Tesla sau promite, eu știu ce, firmă auto, Volkswagen, sau fac și eu o mașină, 500 de km autonomie, se încarcă în 5 minute la priză. Povești. Nu se poate face așa ceva dând așa numai din palme. Deci este o muncă colosală, nu poți să transferi energie în 5 minute, deci sunt lucruri care specialistul le știe perfect. El tace, nu discută el. Discută cei care fac o diseminare așa. Merg pe science fiction așa un pic. E bine să te lauzi pentru că totdeauna publicitatea ascunde o mare parte din defectele pe care le ai. Din păcate, noi nu ne putem lăuda că noi nu suntem producători de autoturisme, deci noi trebuie să-l facem. Și o să-l facem. Avem o întârziere pentru că totdeauna când vrei să ajungi așa foarte în top, adică mașina va fi chiar de top, ai pretenții. Și pretențiile astea se leagă și de om, pentru că fără om nu poți să faci toată treaba. De capabilitatea după aceea colectivului, șefului care să îi adune pe toți, că e matematician, e fizician, e chimist, e inginer, sunt o serie electrician,
toată Deci echipa, da. toată echipa și trebuie să îi lați în așa fel încât să răspundă toți la un singur buton. Că atunci când la apeși, toate să meargă perfect. O să le rezolvăm problema cu energia, cu stocarea de energie, cu hidrogenul. La noi se ocupă mulți de această problemă, de din păcate, din acest motiv, suntem oarecum în urma unor țări care n-au așa tradiție ca noi, unde acolo, cel puțin, lumea e unită. Deci la noi se vorbește despre hidrogen în Parlamentul României, pentru că e Comisia de Energie, Senat, Parlament, deci au o ținută specială, se vorbește Ministerul Industriei, Ministerul Energiei și Ministerul Cercetării. Niciodată cei trei și cu Parlamentul nu s-au pus la aceeași masă să comunice, băi, stai puțin. Cu mediul științific, cu mediul acolo științific, unde ceea ce se vorbește se poate și face. Exact, unde facem un sediu, da? Unde facem toată treaba, să, unde băgăm niște bani. Parlamentul nu are bani de cercetare, este clar. Are niște lideri. Liderii iară sunt politici. Nu le place ca să-și facă o platformă, pentru că vin alegeri, vin cu tare. Eu nu înțeleg. Sunt avangardiști, domnule profesor. Da, nu înțeleg, adică e ok, da. Dar totuși lasă atunci specialiștul. Că eu nu mă bag în să-i candidez, să-i ocup locul de... Nu, n-am nicio treabă. Dar să ne lase să coordonăm platforma asta în așa fel încât să fim undeva la nivelul țărilor care, într-adevăr, și au. Pe măsura capacității de cercetare pe care o avem. O avem, asta spun că o avem. Avem, da. Și avem și niște colective în alte institute care și s-ar varia dacă există o politică centrată. Să sperăm că acum domnul ministru Burnete, care e oricum, adică dânsul, pe bune, nu prea știe multe despre cercetare, dar e un lucru foarte pozitiv, că învață. Că vrea. Că vrea. Și dacă atunci are un sfătuitor corect și învață aici e durerea, domnule, în mod corect și atunci poate să prindă niște lucruri esențiale. Da, am ajuns în 2018, domnule profesor, că vorbim de mulți ani, să spunem poate și să privim cu grijă până la urmă, că e clar că mediul politic nu trebuie să dea specialiști de top, dar trebuie să acopere totuși cu profesioniști anumite domenii, ca dumneavoastră profesioniști, adevărați cercetătorii și din alte domenii, să puteți liniștiți să vă vedeți de treabă, să faceți ceea ce trebuie făcut și ce știți să faceți. Așa am ajuns. În orice caz, până acum a fost o stabilitate. N-am avut problemele pe care le au cei din lumea medicală, unde îți pleacă, nu știu, la 6 minute pleacă un doctor, la o statistică. Nu, la noi nu am mai plecat. Nici nu vin de afară. E foarte complicat să aduci de afară specialist în sensul de a pune să lucreze. Într-un pentru că proiect, sunt da. Foarte multe greutăți și de-astea inclusiv birocratice. Diploma de bacalaureat. Toate da. Trebuie certificate, o toate trebuie trecute prin nu știu ce filtru. Deci e o problemă esențială. Acum s-ar putea ca să apară o nebuloasă cu fiscalitatea asta, știți că lumea e foarte sensibilă. Este. Adică dacă l-ai scos puțin așa din niște parametri de ai lui și l-ai jinit așa cu tot felul de... și nu pricepe, că asta e cel mai grav lucru, domnule, când pricepe un savant că asta e, domnule, ok. E rostul lucrului. E, domnule, da, e ok, nu spune nimic. Pare totul fără rost. Da, dar pare totul fără rost și atunci eu... Dar mai văd așa că știți că lumea e sensibilă nu la bani mulți. Adică la 10 lei diferență, stai să întreabă, de ce, dom'le, că până acum aveam tot la fel, aveam aceeași, acum tu ai cu 10 lei mai mult. De, lumea să-i spui tu că e o corecție la corecție, pentru că în fond de abia prin martie, aprilie, putem să vorbim de o stabilitate din nou. Ce ne-a trebuit 3 luni de instabilitate? Bună întrebare la care nu putem răspunde. Da. Da. Adică... Și nu știu dacă va răspunde cineva, că nu înțelegem toate aceste lucruri. Un an care începe așa, sub auspicii de întârziere și sub... Ce faceți dincolo de aceste lucruri? Pentru că întotdeauna la ICSI
au existat proiecte și dincolo de proiectele guvernamentale. Ați accesat fonduri, v-ați bătut cu toate Așa forțele este. Să nu puneți toate ouăle în același coș, ca să spunem pe românește. Atacăm frontal și partea de, hai să spun, economică, de producție directă, deci participăm foarte activ la tot fel de competiții, deci ca să putem totuși să valorificăm instrumentația și capabilitatea colectivelor pe partea asta de mediu. Lucrăm acum la proiectele astea din zona porului, deci sunt proiecte regionale unde e o activitate legată de transfer de tehnologie între instituții mediul privat, deci avem cel puțin 4 proiecte unde lumea scrie, lumea se agită, s-au găsit firmele potrivite care sunt dispuse să aplice o finanțare modestă, 10%, 200.000 de euro. Nu este nici o sumă foarte mare, dar este exact cât trebuie pentru a face un model experimental și de a da un apetit investitorului pentru a-și multiplica după aceea afacerea. Deci asta e un aspect. Lucrăm la proiectele care sunt pe zona Uniunii Europene, pe platforma CRIC, a celor instalații de mare performanță, cum este cea de tritiu, și acolo urmează în curând o finanțare din zona Bruxellesului, fără evaluare, că deja am fost evaluați și am putea să primim până la 20 de milioane de euro pentru extinderea laboratorilor de cercetare din zona fuziunii nucleare. Iarăși este o problemă formidabilă, pentru că am ajunge fără problemă liderii Europei pe zona fuziunii, care continuă. Reactorul de fuziune e încă o țintă fezabilă și la care e întârziere motivele astea de proiect ambițios, că sunt încă multe de pus la punct, dar se lucrează. Acum, domnul director general e la București pentru că naștem o platformă europeană pe zona de grafene. Deci suntem solicitați de un consorțiu de 6 țări europene de a participa într-o astfel de platformă. Grafenele sunt noua generație de materiale carbonice, deci ceva de vis, care pot să înlocuiască o mulțime de lucruri din viața cotidiană. Adică, dați un mic exemplu să înțeleagă telespectatorii. Păi sunt niște formațiuni din lumea carbonului care pot să înlocuiască, eu știu, orice material teoretic. Deci, da, poți să faci o mulțime de jucării, să zic așa, din viața. Numai că trebuie ca să le faci ca lumea, trebuie ca să le asigur un suport de eligibilitate, să spun așa, adică să fie solide, rezistente, fiabile. Și e o platformă care nu e nouă ideea. Se joacă lumea cu partea de grafene, fulerene, de câțiva, poate 10 ani de zile. Dar acum această inițiativă venită din partea centrului de cazuri, cu care noi suntem asociați printr-un contract de asociere între conducerile celor două institute, grefat și pe partea de fuziune, dar acum ne-au cerut și pe partea de grafene. Asta e o platformă de tip Eureka, în care fiecare țară vine, nu vine prin institut, vine ca țară. Și își finanțează țara singură activitatea, dar o pune la comun în cadrul unui contract serios cu celelalte țări. Deci e o platformă solidă. Acum, noi am prezentat, ieri a fost eu și am prezentat ministrului această platformă cu rugămintea ca să ne accepte să fim noi reprezentanții României. O să avem probleme, pentru că sigur o să sară care poate pe la București, care... Da, dom'le, zic, lasă-ne pe noi în față, că după aceea noi oricum avem nevoie
de colaborări și vom lua și o universitate, vom lua și un institut național, dar trebuie să ai pe cineva care știe. Care știe și care se oferă și are relația făcută. Exact. Da. Deci, da. Iarăși o platformă foarte de interes care deschide un câmp profesional lucrătorilor de la noi și celor din alte țări, pentru că sunt schimburi interacademice pe probleme de competențe, probleme de aparatură. Deci, e o vizibilitate formidabilă. Și nu numai. Și... Lucrăm acum pentru partea de Cernavodă, că avem acum niște vești legate de a fi reluate activitățile legate de instalația de detitiere, care s-ar părea că poate fi finanțată dintr-un program european pe partea de mediu, pentru că, practic, această instalație nu aduce un câștig energetic, ci aduce un câștig pe mediu. Pentru exact. Că aduce o siguranță totală celor din jur, țărilor din jurul României, pentru că filiera asta de tip Candu nu există decât numai în România, vorbind de Europa. Da, sunt preocupări interesante pe care sigur că telespectatorii noștri le vor aprecia și mai ales că se întâmplă aici, la câțiva kilometri de oraș, la Institutul de Criogenie. Mă gândeam, domnule Ștefănescu, la faptul că în fiecare an dumneavoastră aveți manifestări de prestigiu în care toată lumea internațională din domeniu participă și unde sigur că în domeniul dumneavoastră apar noutăți, apar informații utile. În acest an vom avea o conferință... Da, deci Institutul participă direct la trei mari conferințe. Deci prima va fi pe 17-19 mai la Cluj-Napoca, Știința Modernă și Energia, unde avem o zi și jumătate dedicată în exclusivitate hidrogenului și tot ceea ce înseamnă utilizarea hidrogenului ca vector de energie, stocare, mașini, surse noi inedite de căldură, adică avem un nivel foarte ridicat, vreau să avem și o prezență a mass mediei la nivel. Să sperăm că putem să aducem un prototip de mașină până atunci, pentru că Clujul are o valență extraordinară, adică ești în Cluj, ești în Europa. Nu știu. Așa este. Adică da. Eu care sunt profesor acolo știu și văd ce înseamnă un student, cum e interesat, pur și simplu, dom'le, deci eu nu pricep cum faceți voi acolo atâta probleme, eu de unde voi lucra, eu că vreau să fac o stație ca să umplu cu hidrogen mașină. Am bani, nu sunt privat. Ajutați-mă, termine puțin, că încă e în curs, dar o să o facem. Deci lumea altă gândire, e o prezență masivă a studenților pe la curs, adică vezi altceva. A doua să fie la București, pe probleme de criogenie. Deci acolo suntem în cotutelă cu Universitatea Tehnică de Construcții din București și cu Institutul privat Criomec din Galați. E deja tradiție, e a doua conferință, se ține la Hotel Capitol, deci e o conferință chiar tehnică, se așteaptă cam la 100-150 de participanți, trei zile de dezbateri pe zona de aplicații în domeniul criogeniei. Și conferința Institutului în octombrie, care va fi de anul ăsta mutată la Govor. Și anul trecut, dacă nu. Și anul trecut și ne-a lăsat o impresie extraordinară, mă rog, toată ambianța hotelului, sălile, chiar au fost foarte interesați și primarul și operatorii din turism, adică au creat și toată lumea a fost foarte încântată de locație. Nu e cine știe ce față de Călimănești, dar omul simțește locul. Mai e ceva, domnule profesor, că aici, vedeți, acolo, la Băile Govora,
vorbim de istorie, de reconstituirea istoriei, de tradiție românească autentică. Și pentru că are un farmec aparte hotelul acela, da, și toată istoria lui și toată povestea lui și, într-adevăr, și aerul ionizat de la Govora, da, cred da, că da, priește cercetării. Și știți că da, lumea s-a ținut foarte bine, deși da, e mai rece, dar au fost foarte mulțumiți de tot ce s-a întâmplat și atunci am zis că decât să ne mai intersetăm cu lumea care vine la baie, mai bine așa. E mai bine să fim numai noi, se poate aranja o chirie. Sigur că o să fim mult mai mulți în anul ăsta, se așteaptă la 200 deci ceva de participanți. Deci, probabil că o să ocupăm și celelalte hotel din stațiune. O să fie în octombrie, tot așa, 3-4 zile. Acum ne ocupăm să vedem programul și de vizită tehnică, să vedem unde, da, găsim. E, o să fie greu ca, ca de obicei, neavând infrastructura asta de a te mișca, o să fie greu. Ai șosele, vedeți ce înseamnă. Aici este durerea, da. De nu vine lumea. Da, da. Păi da, auzeam de curând o informație că o mare agenție de turism germană a retras România din oferte pe motiv de infrastructură, și de servicii pe lună, dar mai ales infrastructura a fost. Și iată, suntem la 28 de ani de când am avut libertatea să facem ce dorim, dar nu prea am știut ce să facem în anumite zone, din nefericire. Dar există și lucruri constante și de aceea v-am spus și reînnoiesc și telespectatorii mei înțeleg că acolo unde cu greutățile inerente, pentru că ați pomenit câteva, dar dacă intrăm de-a lungul anilor în dedesubturile menținerii în top a acestui institut, găsim tot felul de piedici, uneori ca și în Kafka, pe care a trebuit să le demontați, da, și să le depășiți. Sunt poluri de constanță în România, în care arată că nu noi, ca popor, suntem de vină, că avem inteligență, avem posibilitatea de a face lucruri de top la nivel mondial. Ceva, undeva, l-auzeam pe domnul Neagu Ciuvara, Dumnezeu să-l odihnească, spunea, când mă? Și spunea timpul. Ei, poate că ar trebui să ne grăbim, că parcă nu mai avem timp să, da, experimentăm merge, atât merge, de mult. Da, merge cam încet. Schimbarea, da, asta. Și schimbarea. Sigur că știți că totuși și partea de rămân totuși la părerea că un sistem care să te preocup în exclusivitate de zona în care, mă rog, ești pus cu responsabilitate, ar rezolva mult. Dar eu cred că nu sunt nici puși oamenii, totdeauna oamenii potriviți la locul potrivit. Adică încă se menține așa problemă rămasă de la turci. Că mintea vine după post. Da, 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 că nu spun altceva. Da, nici eu. Dar, da, pentru că se observă totuși unde sunt niște așa constanțe, se vede clar că lumea se rezolvă. Și administrativ, mai greu, dar se rezolvă. Da. Când am rezolvat noi, ați văzut bine ce era cu drumurile până, uite, și acum s-au rezolvat și alea, s-au rezolvat și cu vecinătățile, s-au rezolvat și cu transferul de canalizare, adică se pot face, că bani, să știți că sunt, totdeauna au fost bani. Perseverență. Au fost bani pe care trebuie să mai dau, și anul trecut s-au dat bani de la cercetare înapoi la buget. Din nu păcate. Din păcate. Pentru că nu s-a știut să se grăbească, pentru că nu poți să cheltui banul public, îl cheltui extraordinar de greu, pentru că trebuie o mulțime de hachițe de astea, de licitații, de tot. Deci, n-ai cum să cheltui așa din pix. Deci, trebuie luptă, trebuie să și știi. Adică, trebuie, păi da, ca până să, la urmă, dacă lupți doar așa cu ideea de a lupta și fluturi drapelul, fără să știi, de fapt, ce faci, trebuie să faci. Și asta înseamnă un program serios, o planificare extraordinară. Adică, astea înseamnă, la noi planificarea asta parcă sună cum, nu știu cum, comunist, sovietic, nu e adevărat. Oriunde lume, se oriunde nu poți să nu ai o planificare și când pleci în vacanță, trebuie să-ți planifici, păi mă duc atunci. Da. De la economia casnică și de viață până, iată, la marile realizări.
Doamne profesor, preocupările dumneavoastră personale de cercetare, luați mereu premii, sunteți mereu în top, ale personale, proiectele personale de cercetare acum, care ar fi? Acum, deocamdată, vreau ca să stabilizez puțin problema legată de partea de hidrogen, stocarea hidrogenului, în deosebire utilizarea pilelor de combustibil, să încercăm puțin să ajungem, am avut un salt. Recunosc că acum suntem nu într-o groapă de potențial, n-aș vrea să cred lucrul ăsta, dar suntem așa, fără idei. Și încercăm să reluăm puțin problema stocării sub forma bateriilor. Încercăm să luptăm cu privații pentru a dezvolta împreună o nouă platformă de a trece la un nivel superior în ceea ce privește bateriile litiu-ion. Deci sunt niște provocări extraordinare. Vreau să cred că pot să dezvoltăm puțin și zona de învățământ superior. Am propus să dezvolt din colegii pe care i-am cadre didactice serioase, competente și să ne sprijinim, să zic așa, între noi, universitățile și institutele. Am reușit deja să plasez doi cercetători valoroși la Universitatea din Sibiu. Am luat deja două discipline foarte importante, ceea ce înseamnă că deja avem acum un număr de 4 cadre didactice în institut. Deci vreau să-i învăț să-și dea și competențele, adică să învețe puțin să ia și conducător de doctorat. Deci mă pasez pe tineret în jur de, eu știu, 40-45 de ani. În aici domeniul maturitatea, acesta, cam aici e. Aici maturitatea de plină și să formez în continuare oameni capabili să ducă mai mult decât un proiect. Adică să ducă, să gândească, să înțeleze, să fie, să disimineze tot timpul pozitiv. Așa este. E o provocare. Vă dorim succes și putere. Am înțeles, domnule Stefănescu, că primul număr al revistei științifice a Institutului, în primul număr va fi dedicat și academicianului Marius Peculea. Da. Cumva fondatorul, primul director, de fapt, nu fondator. Așa e, așa e. Primul așa director al Institutului. Da. Relația dumneavoastră cu domnia sa este una specială, de fapt. A rămas specială. A rămas pentru că am găsit așa de numitorul comun, să zic așa, în mai toate domeniile. L-am înțeles, m-a înțeles, m-a ajutat să îmi creez propria mea platformă, nu s-a amestecat niciodată. Mare lucru. Deci, altfel nu câștigai competență. Da. Dacă, ceea știi, ce vreți să faceți și dumneavoastră acum. Exact. Ca exact. Așa mi-am... Așa da. Asta vreau să fac, numai că e greu de mulat că fiecare om are o personalitate uneori care trebuie, cum spun, condusă așa, cu foarte mare grijă, să nu-l jinești, dar nici să nu-l faci să simtă ceea ce tu vrei să îl înveți să simtă. Și să fie comunicativ, să fie om care să aibă și relații, să cunoască și multă știință. Deci aici este o... Și să cunoască un management corespunzător domeniului și nu numai domeniul. Adică trebuie să fie în toate să le simți. Astăzi, cercetarea nu presupune doar stat în laborator și pe proiect. Exact. Presupune și gândirea de ansamblu a managementului, pentru că altfel te blochezi. Până la nivel și de ideea... economist, până la nivel de muncitor, adică tu trebuie să faci o echipă completă. Eu o să am probleme, simt că dacă e să ne ducem acum, cum ne-am dus noi când eram tineri, să facem instalația de apă gratuită la Turnul Severin și am stat acolo 3 ani de zile, dar am scos o bijuterie. Acum o să vină rândul, dacă nu anul ăsta, anul viitor, ca
o parte din colegii mei din pilotul de titlu să mute la Cernavodă să... Eu am deja emoții, pentru că s-a schimbat foarte mult concepția de viață. Ei trebuie ca să dea mult din ei, ca să... Da, e o șansă formidabilă este în viață. Pentru un cercetător și pentru cineva în domeniul... Să pui în funcțiune ceea ce tu ai gândit pe planșetă, este extraordinar. Deci, de-abia aștept să sper să fii toți sănătoși. Ne dorim cât, cu adevărat, ne vom mai vedea în acest an, domnule profesor Ștefănescu, sigur și cu domnul Varlan. Ne dorim, mai ales că iată este la București cu acest proiect important și ne-am dorit un dialog. Ce să zicem, până în octombrie, la conferință, cu siguranță vom mai sta de vorbă și vă dorim ca o parte din ceea ce doriți să realizați, o parte importantă să o realizați în acesta. Eu sper să... că avem oameni corticioși, am mai luat acum niște tineri cercetători, să sperăm că îi putem forma așa într-un timp rapid, să sperăm că o să fie suficiente fonduri să mai corectăm puțin salariile. Zic eu că ar fi cazul să ne mai așezăm puțin așa, să mai dăm și de la noi, cu credința că dau și ei de la ei pe măsura transferului reciproc. Da, așa se spune că e bine întâi să dăruiești și apoi să primești, dar uneori e mai complicată. E complicată. Da, am pățit noi de multe ori. Da. O ofertă mă eliminează și contraofertă n-am mai venit. Domnul profesor, asta e. Să fim optimiști. Da, se întâmplă. Da, da. Da. Moderat așa. Vă mulțumesc tare mult. Și vă mulțumesc că în cercetare și în tot ce vă doriți. Și noastră, noua calitate de manager al postului, să aveți mult sprijin, oricând doriți, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc frumos. Și eu.